Pandurii și Dinamo au căzut la un acord aseară. Datoria de 460.000 de euro a fost plătită de Gorjeni în natură. Fundașul de 21 de ani, Vlad Chiricheș, a fost cedat în groapă și astfel s-a stins datoria. Deși inițial această variantă le-a fost propusă și săptămâna trecută, gorjenii nu au acceptat-o. Dacă atunci li s-a părut a fi un șantaj, acum gorjenii au lăsat la o parte totul și au ajuns la o înțelegere. Chiricheș a fost aseară la București pentru a discuta problema salariului cu șefii lui Dinamo. Sunt peste tot, dar tot la Pandurie sunt și mă antrenez cu băieții, deci nu, am intrat la mijloc așa, pe nevrute. Deși se luptă pentru el încă din iarnă, oficialii din Ștefan cel Mare nu au reușit să pună mâna pe Chiricheș. Acum că au găsit o portiță care să îi ajute să intre în vestiarul gorjenilor pentru a-l lua, dinamoviștii s-au folosit de datoria pe care o aveau de recuperat de la ei și l-au cerut pe tânărul fundaș. Cum perioada de transferări s-a încheiat, jucătorul va evolua pentru Dinamo abia în vară. Dorit? Bun. Nu știu, probabil că sunt, dar dacă eram așa dorit, trebuia să vină cu o ofertă clară, nu pe o datorie sau ceva de genul. Așa zic eu. În timp ce Pandurii erau pe picior de retrogradare, mărul Discordiei, Ilie Iordache, a semnat cu Gloria Bistrița. Tata Jean a vrut să le dea peste nas gorjenilor și celor de la Dinamo și l-a luat pe jucător spunând chiar că Iordache este fotbalist, nu jucător de fotbal.